muzica românească la timpul prezent. Bine v-am regăsit și azi, dragi prieteni ai muzicii românești. Eu sunt Laura Ana Mânzat și voi dedica spațiile din fiecare seară ale emisiunii noastre timp de o săptămână ansamblului Traiect. Se mai numește Grupul de Muzică Nouă Traiect și a fost înființat din inițiativa compozitorului Sorin Lărescu în decembrie 1982. De atunci s-a impus pe scenele românești, dar și în străinătate, ca o formație de un înalt profesionalism și a dedicat existența promovării creațiilor contemporane, în special a celor românești. Ansamblul Traiect a împlinit în decembrie 2012 30 de ani de existență, fiind o emblemă a muzicii contemporane românești, dar și o adevărată școală de formare a interpreților de muzică nouă. Ansamblul Traiect cuprinde în prezent 7 instrumentiști: Gianina Săveanu Meragiu la vioară, Viorica Noghi la violoncel, Georgeta Aradu la percuție, Alexandru Hanganu la flaut, Andrei Podlaha la pian, Răzvan Gachi la clarinet și Cătălin Bucerzan la trombon. Acestora li se alătură compozitorul și dirijorul Sorin Lărescu. Vom asculta mai întâi creația acestui muzician de excepție, Sorin Lărescu, intitulată Suono Tempo.
Thank you.
Suono Tempo, o pagină muzicală ce poartă semnatura compozitorului Sorin Lerescu, prezentată de ansamblul Traiect, a dirijat compozitorul. Urmează, în aceeași interpretare, lucrarea Tăcere cu variațiuni de Maia Ciobanu.
Ați ascultat o lucrare de Maia Ciobanu, Tăcere cu variațiuni, în interpretarea ansamblului Traiect, condus de Sorin Lerescu. Se încheie astfel ediția din această seară a emisiunii Muzica Românească la timpul prezent, realizată de Laura Ana Mânzat. Din regie a fost alături de noi Dana Lupu. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm mâine din nou la ora 23:30. Toate cele bune!